Solo per sfete bene vanga, si la noi razzi a la seli episodio 3, la munca, frumos, des da, des, venainte zanche per il sotto però se spun, se vuoi spun, acum am un ton con de TikTok, da, si postez am postat un meme, acolo două meme-uri, unii e priva pentru că da, pentru că vreau să repostez meme-urile de pe canalul meu, cum ar fi timpul de poftă, are winning sound, chestia mea, unul e română, unul e engleză, bla bla bla, și am postat ăla cu Gabi face testul creditului, creditului social și a da, și pe acolo și a da, și l-am făcut acolo, l-am postat, ăla e public și vreau să intre, o să postez acolo și mimuri așa care normal nu, mimuri noi așa, originale așa care nu sunt pe canal, mă rog, da, aveți link în descriere. Contul se mai se numește Gabi Stana 3, iar e acolo cu un G cu flăcărea sa, ăla a fost un avatar mai vechi de acum câteva luni. Mă rog, hai să începem deja un minut, hai să... Let's go! O să râdem, o să mor de râs. 7, mai puternic. O, că mai spart de urechi. Aveam asta la nu știu cât. Că era la maxim asta. M-a spart urechile. 6. What? Ce gura mare, regen, gura mare, regen. What? Nu, un pic mai sus, regen, dar vrei tu. Exact. Pentru că te-a suportat pe tine și pe regen, cred că următoarea intervenție va fi gratuită. Dacă de mâine am rămâne fără subscriber, fără follower și fără cameră de filmat, fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da faliment, am fi în stare să facem altceva sau, așa cum spun haterii, am muri efectiv de foame. Go crazy! Salut, eu sunt Sherry și bine v-am regăsit la muncă. Știți voi, seria aia în care încercăm să vedem dacă haterii au dreptate. Haterii aia care zic, bă, dacă mâine s-ar închide YouTube-ul, ați murit toți de foame, ați ajunge și omeri, n-ați mai avea ce să mâncați. Invitatul meu special de astăzi este... Pam, 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 Regen de MMM! Eu la dentist am fost doar pacient, iar Regen... Băi, eu sunt YouTuber și sportiv, fac kickbox, deci nicio treabă. Exact, de ce știe doar să vă dea jos dinții, da? Habar n-are să vii și pună la loc, ați înțeles voi? Hai să vedem, ești pregătit? Normal. Ex. Da, e bine, e bine, că dacă am o problemă la dinți sau o care de așa, dacă am minte de lapte așa, vreau acum sunt mare, am 16 ani, adică da, am cum să am dinte de lapte. Ei sunt ca sunt unul de 10 ani, am o problemă, zic că am un dinte de lapte, îmi cade, vine imediat, gata, am de un 2, 3, 2, 3 capace așa, m-a rezolvat, gata, m-a rezolvat de tot. Extraordinar, domne, Excelent. ce n-am murit. Normal. Extraordinar, domne, Excelent. ce n-am murit noi de foame dacă ar fi să facem ceva pe bune vreodată în viața asta, domne. Bună ziua. Săruna. Bună ziua. Aveți programare? Da, avem programare la un interviu. De fapt, ce să mai, la proba practică, direct. Sata. Așa. Mă prins cu mulți? N-ai de ce să ai. Să poftiți, vă rog, domnul doctor, vă preia din sala de așteptare. Mulțumim mult, Săruna. Ce? Cum crezi că o să te descurci astăzi? Bă, nu știu, nu-mi dau seama. S-ar putea să meargă bine, s-ar putea să nu meargă bine. Ideea e că-s mărăi la medicină și eu știu cât de grea e medicina. Adică îmi dau seama că n-am nicio atracție, în primul rând, față de medicină. Nu e domeniul meu, dar nu sunt... Dar ce treabă are medicina cu treaba asta de dentiști? Că nu înțeleg. Ce legătură are? Medicina parcă era la aia cu doctor, nu? Sau mă înțeleg acum? Nu vreau să fiu medic dentist, vreau să încerc să ajut dentiștii, sunt un asistent doar, deci n-am, nu știu, poate o să meargă bine, habar n-am. Salut, băieți! Păiți, noroc! Dragoș! Vă bazez pe voi, dar avem treabă serioasă, da? Da. Nu avem timp de pierdut, eu o să intru într-o operație, o să vă preia altcineva, vă schimbați, fără vă văd așa că am adormit, deci aveți treabă, da? Da. Hai, pun la treabă. 6. Nu vă aveau să vă toate mâinile sus și... Câți jonuri? Domnule! Noi suntem serioși, adică nu faci. Da, voi am mai și eu sper să nu mă dezamăgiți, da? Serios, serios! Nu, că sunt serios.
Okay, Ioni, vezi? Ruși. Acesta este cabinetul. Într-o oră sosește pacientul. Vă rog să... Și vine... E oglindă. Cred că da. Ok, băieți? Acesta... Spionul rus. Acesta este cabinetul. Într-o oră sosește pacientul. Vă rog să pregătiți cabinetul. Ok. Mulțumim mult pentru încredere. Da. Ne descurcăm. Preluăm noi de aici. În tot acest timp, doamna asistent șef vedea totul de la distanță și supraveghea fiecare mișcare pe care o făceam. Ce aici? NASA? Ești nebun? Bă, regent, știi care e singurul lucru care mi-e familiar din tot cabinetul ăsta? Care? Disney Junior. Ești nebun? E singura chestie care... Când eram mic, da, e. Să mor, dacă te mint. De departe, cred că partea mea preferată e scaunul ăsta, forță, băieți, unde o să mă odihnesc și eu, că parcă prea am muncit azi așa. Bine, doar m-am schimbat și am ajuns, dar vreau și unde stau acasă așa. Să mă distrez, să mă joc pe PlayStation, să stau așa. Asta merge de scaun de gaming. Merge și cu masaj, cu... Cred că da. Bine, n-are ăsta masaj, dar ar fi mișto să aibă. Ar fi talent și un masaj. Dar oricum, băi, Achilles, luați lecții de la băieți, că e... Cât de jos se duce ea? Se duce puternic. Mamă, să nu se rupă. Bă, se mai duce. Ia vezi aici lumina, regen, fii atent. Lumina pentru gură. Mamă, zici că e soare. Uite, lasă-mă pe mine. Și eu ți-o pun direct pe gură, gen. Yeah. Bă, regen, dar du-mi un covric ca ăștia buton de sun aici. Sana. Ia uite, bă, apă filtrată aici, nebun. Nu mai trebuie să cumperi apă, poți să bei direct de la robinet. Ah, ce sete mi era. Bă, dar știi că trebuia să o scuip. Că-s John Orez, că-s Dorian Popa, ești nebun. Cel mai tare film, acum fără mișto, trebuie să-mi fac și eu un pic de reclamă. Deci este cel mai tare film, joacă toți vloggerii români, mai puțin legend. Și pe Netflix, asta e... Nu te cred că este pe Netflix. Asta e. Au dat și ei, am luat și noi. Joacă. Mamă, dar ia vedeți că ești ăștia, băieți, dar nu știam că e serviciu sau auto aici. Un serviciu de dinți. Nu este serviciu auto, este cabinet stomatologic. Se fac extracții dentare. Mamă, cu asta stai în ghile de la picioare. What the? Cabinet stomatologic. Se fac extracții dentare. Mamă, cu asta stai în ghile de la picioare ca să nu te mai pleci. E și asta o posibilitate, regen, dar nu cred că pentru asta a fost gândită, dar da, ai putea. Da. Cu asta scoți dinții dacă nu-ți aduc fraierii banii, da? Pentru cei care au citit de sordere și de fraieri, băieți. Mamă, am scos artileria grea, băieți, aici. Ia vezi, mă, regen, șuruburi, știi? O șuruburi, dar să spui taburul pe pereți. Nu, acela este compozit de plombă. Ce-ai, mă, ăștia-s direct Ray-Ban, ești nebun? Direct din San Andreas. San Andreas? Da, vezi, tata, ai ceva. Mamă, la intimidare cu ăștia. Dorian Popa, Doriane, știm că te uiți și ești invidios. Știm că nu-ți convine. Asta e, frate, nu poți să ai ce. Stai, pune, că mamă, văd pe Dorian Popa în comentarii. Dorian, nu e niciun Dorian în comentarii, bă. Mai șmeche pe rechin totdeauna. Sună pe Michi la Capodopera, acolo să te rezolve, dar nu cred că are asta postot, băiatul meu. Are și mama de-astea pe-n bucătărie. Da, nu știu ce, ia. Artidental. Artidental, soluție injectabilă, deci nu e esență de vanilie. Mamă, băieți, astea am fost una gagică mea, cred că sunt niște OB-uri, dar aia mai mici. What? Rulouri. M-au luat emoțiile, băieți, sunteți nebuni. Bă, preste din tot ce faci, că am găsit exact ce căutam. Ce, mă, un scop în viață? Nu, exact ce e pentru tine, te face amuzant. Chiar amuzant. Bun, deci pentru cunoscători ăsta se numește protoxid de azot, dar pentru noi se numește, în seara asta mă simt bine și vreau să chipuiesc. Bun, deci apăsăm pe acest buton, se amestecă protoxidul de azot cu oxigenul. Nu încercați asta acasă. 10, 9. De parcă am avea noi așa ceva acasă. De parcă putem noi să încărcăm. Poate ceva de buget așa, imaginar sau așa. Dar nu avem mai așa ceva acasă. 8. Ce poate să pățească? 7. La puternic. La pețească. 6. Să se simtă bine. Nu, vreau să vă toate mâinile sus și inisebi panara molocu. Nu la vrăjeală, vin fetele la mine ca în tabăra de vară. Ca mimul ăla cu maimuși, cu gorila care face așa sunt eu acum. Quality point. Bă, vezi că se vede că a făcut sal acolo. Ce vrei, mă? Ți-ai pus. Bă, vezi că se vede că a făcut sal acolo. Ce bine, mă? Toți șnițele. 4 șnițele vieneze. Ce faceți, mă, băieți? Să rămână... Treabă! Eu asta v-am lăsat să faceți? Trebuia să igienizați cabinetul pentru următoarea manoperă.
Ne cerem scuze, n-am știut. Stați un pic, că mi-a sărit un pic gingia dacă mă... Deci v-am lăsat să faceți ceva și v-ați făcut cu totul altceva. Nu, gata, suntem serioși. Suntem serioși, gata. Puteți pentru... să contați pe noi. Aceia sunt pentru pacienți, nu pentru voi. O greșeală. În ce scuze? Începem cu o greșeală. Bine scuze. Aceștia sunt pacienții noștri, vă rog frumos hey. Să ne echipați. Salut! Hei, salut! Salut, salut! Salut. Sherry, încântat! Bună, Sherry, încântat! Salut, bună! Sherry, îmi pare bine. Bună. 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 Te strânge prea tare sau? Mm. E ok? Ia să vă dăm și niște bonetuțe. Poți să faci asta? Da. Te învață pacientul cum să... Halal, shame on me. Rușine. Sofia, Adio. Te rog. Te rog, ia-l-o. Veni și cutiera ta. Lasă-te prin pe spate. Schita. Mușcă. Bravo, ia zâmbește. Cum te simți? Super. Bună ziua. Să-l pregătiți voi, vă rog, pe domnul pacient. Eu mă întorc în 10 minute, bine? Da. Mersi. Aoleu! Să-mi pregătească! E ok așa, nu? Mă scurg un pic. Hai să vă pun un pic mai sus. Față, mai față. Domnul Răzvan, vreau să vă întrebăm de simptome, de să ne spuneți câteva lucruri. Cred că colegul meu, Regen, poate să... Da. Vreau să vă întreb dacă în ultima perioadă ați avut episoade de râgâială prelungită. Nu. Interesant. Ați întâmpinat scârțâii de dinți în ultimele 6 luni? Pentru că am avut niște probleme cu ăsta și vreau să testez dacă chiar face, știți? Nu, e bun, e bun, merge. E bun. E bun, e bun. Domnul Șelii, dacă se poate. Aveți o manicură foarte frumoasă, să știți, ca și paranteză. Ia, mai mare gura, așa, e perfect. O să vine și domn doctor în câteva minute. Vreau să vă spun, când o să vă rageți, deschideți gura, să nu mai ziceți a, să ziceți e. E un nou standard în deschiderea gurii în domeniul stomatologic, de un an am intrat în gura. Da, e ultima generație și ajută foarte mult, ok? Nu, mai gros un pic, așa, nu, un pic mai... Da, o, nu se poate, o. Că s-ar putea să fie SEO, nu? Că merg SEO. Hai sus, e exact. Mai perfect, ăla-i, perfect. Ala-i. Bună ziua. Da, noi suntem gata. Să spuneți cu ce vă putem ajuta. Cum s-au portat băieții? L-ați... Nu, e ok, e adică... E regulă. Da. Băieți, văd că nu avem aici o cremă pentru... Da, spuneți-mi de unde se iau, că eu vă iau, nu e niciun fel de problemă. Sunt crema cremei. Cremă? Probabil acolo. Nu există la mine. Cremă? Light body? Light body, s-a spus, da? O fie acolo? Asta? Cum arată? E rotundă sau e... Să fie rotundă, da. Nu e niciun fel de problemă. Așa mă, băieți, asta e. Asta e? Da. Ce facem? Îl dăm pe buze? Îl dăm pe buze, da. Vă rog să zâmbiți. O secundă. Perfect. Stai să vă întind așa bine. Gata, gata, domn doctor. O să vă rog să-i puneți pacientului și niște ochelari de protecție. Domnul pacient, astăzi o să facem o igienizare ghidată. O să folosim și acest depărtător. După ce vă montez acest depărtător, o să vă colorez din ce vă substanță specială. Se colorează biofilmul dentar. Pe felul ăsta noi știm ce anume trebuie să igienizăm. O să vedem și dumneavoastră o oglindă, ca să știți pentru acasă zonele pe care să insistați mai bine pe periaj, ok? Da, da, perfect. Zice bine, domn doctor. Haideți să-mi puneți și mie un aspirator, să-mi trageți aici puțin saliva. Asta nu-mi dorim de bine. Știm că stai cu mouse-ul pe butonul acela, dar avem nevoie de ajutorul tău. Avem un buton mai bun, promitem, fix la timp. This is fine! Vom folosi masca aceasta, sunt la mult puterea pe... Stai, cumva e sânge sau... E prea roșie să... Nu știu... Vom folosi masca aceasta, sunt la mult puterea pe pacient pe față. Zici că e mai cu gheas. Marco Cresci. Să venim cu aspiratorul, data asta să venim de cel mare. Aici, domnul doctor, avem o problemă, trebuie dezinfectat. Faceți o treabă excelentă, băieți. Haideți, mă, băieți, că mă descurc. Pentru că te-a suportat pe tine și pe Regent, cred că următoarea intervenție va fi gratuită. Pentru că nu e lucru puțin pentru din ce a trecut pacientul respectiv. Hai să ne scanăm dinții, să vedem dacă putem salva ceva sau ne punem pățite ca hâți. Băi, eu nu vreau, că... Am și aparat dentar, am și alea, zici că am dinții la pușcărie, mi-e rușine, nu vreau să... Păi
Păi tocmai de aia, hai să vedem care e problema. Ce, ți-e frică de doctor? Păi da, mă, dar eu am aparatul ăla dentar, am fier în gură, dracu. E bine cu radiații, cu astea? Da, mă, nu știu okay, dacă merge, că... E ok, 100%. Să n-ajung Iron Man, Avenger, ceva cu super puteri, ceva. E ok? Da, mă, 100%. Ceea ce va trebui să facem, vorbim, vom ține pe suport, mușcăm cele două șanțele, trec-o din tip frontal. Am și un zâmbet forțat, îți am rugămintea. Dar nu e forțat, eu zâmbesc autentic, că îmi păia ce se întâmplă. Un pas mai în față, vă rog. Ok, și noi acum o să ieșim afară și o să facem răspunderea. Mă și părăsiți, îmi fac aici geometria la dinți. Trebuie să plecați? Chiar trebuie să plece? Da. Vom părăsi încăperea, toată lumea părăsește încăperea. Mă, băieți? Ok, deci avem aici, pe dreapta sunt dinții mei, pe stânga sunt dinții lui Regent. Deci, băieți, la mine situația nu arată deloc bine, vedeți, ăsta e aparatul dentar, liniile astea două, deci că e Nadia cu mâneci, așa, știi? La paralele, frumos. Nu sunt aparatul dentar, liniile astea două, deci că e Nadia cu mâneci, așa, știi? La paralele, frumos. Nu sunt mulțumit, uitați ce spațiere am între dinții ăștia doi. Cred că o să fiu primul tânăr cu proteză dentară din istoria omenirii. Aici, în partea stângă, avem pe două... Cum adică? Cred că o să fiu primul tânăr cu proteză dentară din istoria omenirii. Aici... Am uitat că e aia proteză. În partea stângă avem pe domnul Regent. Da, mă, eu stau ceva mai bine, că e verișoara mea dentistă. Da, mă, Regent, ești numărul 1. Nu vezi că ai strungăreață în 5 locuri, ești nebun. Dacă te enervezi, scuip 5 oameni deodată. Ce mai... Fii atent, mă, aici. Ce ceas mi-a luat, ești nebun. What? Ce faci tu aici? Ce fac eu aici? Ce cauți tu aici? Ce caut eu aici? În fine. Dai puțin. Ce faci tu aici? What? Ce faci tu aici? Ce fac eu aici? Ce cauți tu aici? Ce caut eu aici? În fine, noi suntem angajați la Dentalmed pentru o zi. Suntem asistenți de dentist. Da, uite, vezi dentistul? Noi suntem asistenții lui, da? Regem aici. Eu îmi fac o igienizare. Păi mai bine vrei să te facem noi, așa? Bă, băieți, n-avem timp de chestia asta aici. Hai, vă rog frumos. Te pupie, multă baftă cu igienizarea, îți mulțumesc foarte mult că m-ai promovat acum 7 milioane de ani. Ești numai unul. Nu? Nu prea mai merge dacă mai poți să bagi acolo ofisă, că au scăzut viurile. Te pupie, te pup. Auzi, mă, Regent, tu dacă ești cu boxul, cu astea, cu bătăile, ți trebuie o gutieră, frate, de aia la boxul, nu poți fără, nu? Păi mă bag și fără gutieră, frate, ce-mi trebuie gutieră? A, ți-e cald cu dinții în gură, adică ție. Frate, dar am o verișoară care mă mai rezolvă din când în când, dacă am vreo problemă mare. Da, dar nu e mai simplu să spui o gutieră decât să spui 5 perechi de dinți? Înțeleg că ai discount și care astea, dar haide, hai să-ți facem gutiera, nu vrei? Că... N-au zis mie băieții aici, e ceva șmecher cu gutiera asta. Un discount, aia. Băieți, gata cu Caterinca, pentru că jucăria asta e chiar ceva ce n-am mai văzut niciodată. Bagheta asta magică se numește Trios și e un scanner pe care o să-i bagă Regent în gură și în timp real pe ecran vor apărea dinții lui scanați în 3D. Și așa se face o gutieră. Gura mare, Regent, gura mare, Regent. Dar vedeți cum sună, bă, băieți. Avem un mesaj direct de la marțieni, de la extraterestri. Ce frumos ești, Regent, cu asta în gură, e ceva, o imagine de milioane. Așa, tată. Așa, până în cap. Îmi vine puțin camera asta. Păt, să nu scap doi acolo, stă, pe grip. Stai să chemăm un domn. Și măcar nu cred că încape. Dar ar fi ceva să îngâte. Doctor! Medic, medic! Domn doctor, nu-mi dau seama dacă am terminat scanarea, eu cred că ar mai fi descanat. Nu, este foarte bine, mai acum pe câteva zone mai avem aici. Ia, hai, gura mare, Regent. Deci trebuie locurile astea unde se vede deschis, trebuie să le completăm. Și suntem gata. Vedeți că trebuie să mergeți în celălalt sediu, să ridicați gutiera. Aveți mai multe sedii? Da, este și sediul de la Marriott. Noi acum trimitem direct modelul 3D. Până ajungeți voi acolo, veți găsi gutierele printate. Pe bune? Da. Haide, tată, până la Marriott. Trebuie să ne echipăm din nou. Mamă, băieți, dar aia vedeți cum arată zona asta de copii, ești nebun. Bă, Xbox One X, mă, în clinică. Chiar foarte tare. Pentru copii mi se pare tare, pentru că știți că există frica asta de dentist în copii. Și mi se pare mișto că ei cumva prin toate lucrurile astea diminuează foarte mult frica copilului de dentist. Ia să vedem. Wow. Ia vezi, mă, deci mă asta zic. Este gutiera făcută după modelul 3D al dinților, pe care măcar pe jumătate eu l-am făcut. Îmi place și designul. Bag-o în gură, ce mai stai? Bag-o în gură, bag-o în gură. Așa, pot să-ți dau un pumn acum să testăm gutiera? Fraților, ce pot să mai spun, mă, am muncit și astăzi. Mulțumesc tare mult, Regent, că m-a asistat în acest episod special din la muncă. Am fost asistenți de dentiști, eu zic că ne-a ieșit foarte, foarte bine. Stați geană, pentru că mai urmează multe, multe episoade din acest super show pe care îl fac pe canalul ăsta. Ca întotdeauna noi... Păi sunt deja gata, mă. Nu înțeleg. Nu uitați să rupiți butonul ăla de subscribe, dați un subscribe și la Regent pe YouTube și noi ne revedem la muncă în următorul episod din La Muncă. Vă pup!
subscribe la mine, să nu uitați. Asta e cea mai importantă chestie, că eu sunt mai important ca să li se știți, că sunt mai cool așa. Și asta a fost tot. Da. Am râs foarte mult, am râs și înainte că m-am uitat la niște videoclipuri astea mai vei pe de la CB, e un youtuber așa care face Robros acolo, e foarte amuzant și CB, e foarte amuzant, vă recomand să dați acolo un subscribe, e funny, funny, faceți pe voi la propriu de RSF, eu nu mai pot, mă uit la el câteva secunde și deja energia mea pozitivă sparge limitele, nici Jupiter nu e așa de departe, ajunge energia mea pozitivă, milioane de kilometri, direct, mă rog, da. Lumini promovare astea de canal. Deci, da. La revedere. Bestii fete. And remember, like and subscribe. 'Cause now. In fact, I'm not happy. I'm depressed, so why press? You might test, you can't handle this pressure. Nevertheless, this led to. In case a nigga quit, no question, no ifs, ands, or buts about it.